Eu sunt consultant de capitalist al blogului Oracolului, sunt mai mult, am 3 și mai să mai deschid probabil 10. Și aș vrea să discuțiile foarte pasionate de aici m-au făcut să încerc să pun niște lucruri în 3 direcții. În primul rând, în disputa asta dintre, așa zisa dispută dintre critici și blogger. Ceea ce mă cucerește pe mine la bloguri este că limbajul lor rămâne un limbaj al pasiunii, care în critica și literatura este un limbaj al pasiunii. Deci, pentru că ei sunt mai aproape de natura limbajului literar decât poate, decât limbajul critic, care nu formalizat, uneori excesiv de formalizat, și nu mai simt pasiunea, cititorului, pe care aș vrea să o simt în orice text scris despre literatură. În al doilea rând, în Occident, lucrurile astea nu știu dacă s-a produs, dar nu se vede, cel puțin nu l-am văzut. Contradicția între critică și opoziția între critică și blogărit. Poate cel mai important blog literar din lume este al lui Pierre Assouline, care este cronicar literar la Le Monde, unul din cei mai buni cronicari literari din Franța. Are câte 300-400 de comentarii la fiecare postare. Nimeni nu a pus sub semnul întrebării legitimitatea lui de a scrie și pe blog despre de ce scrii și în revistă și nu poți spune în revistă ce scrii pe blog. Nu, e un mediu. Dar, cum spuneam, Marius se întreabă, e doar un mediu sau ce? Da, mediul e mesajul. Mediul modifică, bineînțeles, natura textului respectiv. Și s-a ajuns la lucruri foarte simpatice pe care nu le-ai fi putut face în revistă. Mă gândesc la concursurile de rezumat romane pe Twitter, de exemplu. Să rezumi în 140 de semne, de exemplu, în căutarea timpului pierdut. Și ca câștigător părea a fi un tip care a rezumat în căutarea timpului pierdut cu următoarele cuvinte. Marcel scrie. Dar a câștigat unul care a scris Marcel. Sau în Orbirea lui Canetti a fost rezumat așa. Din care se vede că oricât de inteligent ai fi, până la urmă rămâi cu menajera. Deci sunt lucruri foarte drăguțe care se pot întâmpla pe internet și numai pe internet.